Hormonii feminini îți pot da sănătatea mentală peste cap, de la simple stări nervoase la tulburări depresive grave. Efectele pot fi dramatice. Cum se manifestă și cum se pot rezolva, ne spun specialiștii, medicul endocrinolog Dan Perețianu, dar și psihologul Lorena Diaconescu. Ne vor da toate detaliile. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că tot vorbim despre hormoni. Domnule doctor, cum mai exact ne pot da hormonii peste cap sănătatea mentală nouă femeilor? Pentru că vorbim despre femei și hormonii feminini. Depinde de la caz la caz, nu știu exact la ce vă referiți, pentru că numai o clipă, am o reverberație în căști. Da, îi rog pe colegii să rezolve acest lucru ca să nu mai auziți și întoarcerea domnule doctor. Ne referim. Bun, atunci îmi scot nu vă scoateți căștile că trebuie să dialogăm și să mă auziți. De la caz la caz. Dacă ne referim strict la hormonii estrogeni, despre aceștia se știe că sunt cei care duc la cogniție. Adică se știe că fetele sunt mai deștepte decât băieții, se știe că femeile la menopauză care nu au hormoni estrogeni nu pot să gândească ca lumea, o memoria în scădere, se știe, de exemplu, că sunt mai multe, că dintre persoanele cu Alzheimer sunt mai multe femei decât bărbați, cu alte cuvinte, hormonii feminini, prin natura lor, mențin statusul creierului la nivele înalte. Cum ne pot da peste cap hormonii feminini? S-ar putea ca să vă referiți poate la sindromul premenstrual. E bine, în cadrul, să zicem, ciclului menstrual obișnuit, câteodată, la anumite femei, crește cantitatea de hormoni estrogeni față de cantitatea de progesteron care este necesară pentru a bloca efectele, să zicem, suprastimulatoare ale estrogenilor și atunci pot să apară, în cadrul acestui sindrom premenstrual, pot să apară aceste, să zicem, flash-uri, senzații de neplăcere, câteodată depresie, lucruri care se însoțește, bineînțeles, de tot ce înseamnă hiperestrogenism, și mai ales în sfera, să zicem, sânilor și a aportului de lichide în diferite țesuturi. Dar dacă ne referim numai la hormonile estrogeni, pe atunci se știe. La menopauză, la femei la menopauză, trebuie să dai estrogeni ca să-și mențină cogniția. Fetele care nu au un ciclu menstrual normal au nevoie de estrogeni și atunci doctorii le dau estroprogestative de adolescență ca să le mențină ciclul menstrual normal. Iată că depinde la ce situație ne referim ca să putem să spunem da, într-adevăr, în acest caz hormonii estrogeni, adică hormonii feminini, fac rău sau fac bine. Domnule doctor, trebuie să mă mai întrebați. Așa, e perfect că v-ați băgat căștile în urechi ca să ne putem auzi, ca să putem dialoga și să vă explic exact la ce ne referim. Știți că în general se spune, da, într-adevăr, și la sindromul premenstrual și în cazul femeilor aflate la menopauză sau cu puțin timp înainte de menopauză, se spune că noi femeile suntem mai agresive, mai nervoase, că într-adevăr suntem mai predispuse către depresie, către schimbări bruște de dispoziție. Dar când devin aceste lucruri atenție, anormale? Atenție, atenție, de la caz la caz. Corect, femeile... Corect. Nu, atenție. Nu. Aici iarăși suprapunem planurile. Între bărbat și femeie, mai agresiv este bărbatul. Se știe că testosteronul este cel care crește agresivitatea unui organism. Femeile, dimpotrivă, au mai multă empatie, au mai multă înțelegere. Femeile sunt mai bune negociatoare. Deci agresivitatea la femei apare numai în anumite cazuri foarte bine conturate. Dacă este vorba de sindromul premenstrual în care estrogenii cresc față de progesteron, în sensul că acea femeie are mai puțin progesteron decât îi trebuie, noi știm treaba asta sau doctorii află treaba asta și atunci unor astfel de doamne li se administrează progestative care blochează din acțiunea crescută a estrogenilor, dar care acțiune crescută, atenție, este numai pentru 2-3 zile. În materie de femei la menopauză, aici
cum să vă spun, există și un sindrom, se numește sindromul de soacră. Se știe că femeile care nu au estrogeni sunt acele femei care sunt agresive, care nu mai au memorie, nu mai au cogniție și nu se mai pot înțelege cu cei din jur. Depresia este pe ordinea de zi, ca să spun așa. Și atunci aceste femei care sunt la menopauză au nevoie de hormon feminin, de hormon estrogeni. Acestor femei trebuie să li se dea estroprogestative sau numai estrogenice de menopauză. Vreau să întreb și psihologul, v-am înțeles, domnule doctor? Mai multe situații clinice... Exact, vreau să întreb și psihologul și vă rog tare mult să rămâneți în continuare alături de noi și să interveniți când considerați că este cazul. Da. Lorena Diaconescu, bună ziua, mulțumesc și ție că ai acceptat invitația noastră. Ai auzit ce am discutat cu domnul doctor până acum și fără să reiau, să enumăr din nou toate aceste simptome pe care le avem noi femeile și care în cazul unora, cum spunea și domnul doctor, sunt ceva mai pronunțate. Există voci care susțin că aceste simptome ar trebui tratate la un moment dat, și asta vreau să întreb, când e acel moment dat, ca niște afecțiuni. Da, am ascultat și eu cu atenție tot ceea ce a explicat domnul doctor. Aș vrea să subliniez faptul că de foarte multe ori fluctuațiile acestea hormonale sunt niște stări pe care femeile nu le înțeleg. Cred că este foarte important ca femeile să se instruiască înainte, să afle ce înseamnă toate aceste schimbări, care ar putea să fie efectele, și atunci când li se pare că se întâmplă ceva ciudat, să ceară sfatul unui psiholog, să vadă exact de ce au acele neliniști, acele tulburări de dispoziție. De altă parte, în ce privește agresivitatea, vreau să spun că poate fi vorba de un soi de agresivitate, și anume agresivitatea verbală, pentru că femeile devin impulsive, nu se mai controlează și atunci, da, putea să spunem că unul dintre ele chiar devin agresive verbal. Este normal ca orice apariție a unor tulburări de dispoziție să fie tratată sau, mă rog, să primească atenție. Nu trebuie să trecem cu vederea, să credem că s-a schimbat ceva în mod decisiv sau definitiv. Ar trebui să cerem sfaturi, ar trebui să mergem la specialist și să aflăm cum am putea să rezolvăm această situație și cum am putea o echilibra. Da, când e acel moment? Când e acel moment, Lorena, când nu ar mai trebui să considerăm că sunt tulburări specifice femeilor, sunt nervi, stări, schimbări de dispoziție specifice femeilor? Când ne dăm seama că e mai mult și că ar putea fi o afecțiune, o dereglare hormonală? În mod normal, atunci când mi se pare că am devenit disfuncționali noi oamenii, ca stare trebuie să apelăm la psiholog. Și bineînțeles, cu ocazia asta o să aflăm că sunt și alte cauze, pentru că o persoană care trece prin astfel de fluctuații hormonale se comportă într-un fel atunci când nu este stresată și se comportă în alt fel atunci când sunt și alți factori de genul acesta. Stres, oboseală, eu știu, poate că se cupe niște traume sau așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte mulți factori. Nu trebuie să ne rezumăm numai la faptul că apare acea fluctuație hormonală. Domnule doctor, din ceea ce ne-a spus psihologul Lorena Diaconescu, când constatăm, când poate un psiholog ne-a spus că da, sunt lucruri mai grave decât schimbările de dispoziție specifice femeilor, se poate administra și un tratament endocrinologic, un anumit set de analize ca să ne dăm seama că e o problemă endocrinologică? Da, sigur că da, orice fel de doctor, în momentul în care își pune problema că este vorba despre o tulburare hormonală, caută să afle din punct de vedere biologic ce este acolo. Și în zilele noastre nu mai sunt probleme de a administra o prescripție pentru a face analize. De obicei se fac analize pe linie de gonadotrop, somatotrop și, evident, hormonii steroizi, cei care sunt implicați în această problemă, estradiolul, progesteronul, testosteronul, androstendionul, hormoni pe care endocrinologii la ora actuală pot să-i facă până și în sistemul de asigurări cu CUI. Vin pacienții cu bilete de trimitere la endocrinolog și nu au nicio problemă în a-și face dozările de hormoni. În momentul în care ai făcut o dozare de hormoni, ai văzut niște analize, ți-ai pus
un diagnostic, ai pus pacientului un diagnostic, evident că treci la etapa următoare care se numește tratament. E bine, tratamentul, cum v-am spus, pe linia aceasta de estrogeni are, să zicem, cam trei componente importante. Prima componentă este dacă femeia respectivă este o fată, o domnișoară, are nevoie de reglajul ciclului menstrual în perioada, să zicem, de pubertate-adolescență și se administrează un tip de hormoni. A doua situație este situația femeilor care deja au un ciclu menstrual bine cunoscut, dar care în anumite momente ale vieților, probabil datorită unor factori adiacenți despre care doamna psiholog ne spunea, au ceea ce se numește sindrom premenstrual. Își schimbă modalitatea de viață numai pentru câteva zile, maxim 3-4 zile, înainte de a apare menstrua. Pentru aceste doamne, tratamentul este cu progestative. În ceea ce privește a treia situație este cea despre care v-am spus, și anume femeile la menopauză. Ați menționat, domnule doctor, câteva cuvinte cheie. Femeile la menopauză maxim 3-4 au nevoie zile de hormoni de menopauză. Hormonii de menopauză sunt în principal estrogenici. Deci estrogenii de menopauză, la care se adaugă, în funcție de cum arată uterul acelei femei, se mai adaugă și un progestativ. Deci există la ora actuală mijloacele terapeutice pentru un endocrinolog de a trata o femeie care spune că are tulburări ale psihicului, să zicem, sau dacă o femeie vine de la un psiholog, un prieten psiholog sau o prietenă psihologă, către endocrinolog, pentru că i-a spus că într-adevăr are ceva. Ați menționat câteva cuvinte cheie, domnule doctor, da, care pot să fie răspunsul la tot ce am întrebat. Sindromul premenstrual, maxim 3-4 zile. Pot aceste tulburări să degenereze, da, în afecțiuni mai grave? Nu. Nu, aceste afecțiuni țin numai de momentul când ele sunt diagnosticate sau de relația directă pe care o au cu hormonii estrogenici. Dacă hormonii estrogenici sunt în cantitate foarte mică pentru o perioadă foarte lungă de timp, atunci cogniția, memoria, depresia crește, cogniția, memoria scade, depresia crește la acest gen de femei, se instalează de obicei spre vârsta a treia mai încolo, se instalează ceea ce se numește boala Alzheimer. Deci boala Alzheimer apare la femei și datorită faptului că nu mai au estrogeni de 20-30 de ani. Deci e o chestie foarte lungă. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule doctor. Ne-ați lămurit perfect. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Lorena, ca o concluzie, te întreb și pe tine. Este aceeași și părerea ta cu a domnului doctor? 3-4 zile ar trebui să dureze aceste tulburări, să le spunem așa, ca mai apoi să fie cazul să ne adresăm unui specialist, fie el psiholog, medic, endocrinolog sau amândurora? Da, bineînțeles, în cazuistica de cabinet am remarcat că aceste simptome apar cam cu o săptămână înainte, dar atâta timp cât doamnele și domnișoarele se informează și înțeleg în ce constă acest sindrom premenstrual și ce înseamnă acele simptome care apar, cu siguranță vor ști să se echilibreze. Sigur că dacă e nevoie de o dozare hormonală, o vor face mergând la un medic și atunci este exclus să se ajungă la tulburări psihice grave. Sunt lucruri care pot fi controlate atât timp cât ne informăm și ne adresăm specialiștilor. Îți mulțumesc și ție, Lorena, pentru intervenția la Star Magazin și pentru lămuririle pe care le-ai adus.